îi permite și fizicul, e destul de slăbuț, are această, repet, această finețe, cum am spus, ia într-adevăr niște decizii foarte, foarte, foarte bune în foarte scurt timp, ceea ce e foarte important în fotbalul de astăzi. Îmi place că are o anumită personalitate în joc. Sigur că da. Așa era, în campionatul de junior vorbim, vă repet. Erau, bineînțeles, mult mai slăbuți. S-a mai, să zic așa, din punct de vedere fizic, a mai, să zic așa, s-a mai întărit un pic, deși încă lipsește forța, să zic așa, pentru că cerințele fotbalului modern cere cu adevărat și o adevărată forță de pentru a putea juca la mai mare nivel. Deci, da, ăsta era Tavi. Evident, repet că, să zic așa, mai are multe lucruri de făcut, multe lucruri de îmbunătățit, dar el cred că poate juca, bineînțeles, pe partea stângă. Deci un fel de extremă stângă, aș numi eu. Poate juca chiar și în spatele vârfului, dar cred că poziția lui ideală acolo este. De ce? Pentru că intră pe piciorul drept de acolo, într-adevăr, are aceste șuturi incredibil de frumoase, este foarte eficient. Acolo intră în combinație cu vârful de atac, trage la poartă la fel. Aia ar fi poziția lui ideală. Dar eu cred că poate juca eventual și în spatele vârfului. Depinde de antrenor, evident. Asta e părerea mea generală, Deci, dar poziția lui ideală, într-adevăr, este pe partea stângă. Mare emoții, într-adevăr, pe teren, în fața, eu știu, 30.000, 20.000 de spectatori. Da, mă bucur că spune asta, înseamnă că asta dă dovadă de o anumită siguranță care îl are și încredere în propriile posibilități. Îmi place foarte mult acest tupeu care îl are. Vă dați seama că vorbim de un puște de 19 ani. Repet, toată lumea, bineînțeles, ușor o să aibă mult mai multe așteptări de la el și mă bucur, în primul rând, că selecționerul Iordănescu l-a convocat, pentru că, repet, el poate să fie un jucător foarte important pentru viitorul, nu foarte îndepărtat, atenție, deci vorbim încă de vreo 2 ani, pentru că dacă în 2 ani nu va reuși să se impună la echipa națională, înseamnă că degeaba vorbim acum. Dar, repet, sunt pentru a încuraja jucătorii tineri români, el este unul dintre cei care va fi, sunt convins că va fi, deși va fi foarte greu, pentru că trebuie să aibă o forță de caracter enorm de mare, să se impună la echipa națională, la FCSB. Și de ce nu? Am mai spus, de ce nu să plece în Occident, pentru că cred că acolo va învăța și mai multe lucruri.